Crescătorii de oi din județul Satu Mare nu se așteaptă la creșteri de prețuri pentru mieii de Paște din acest an. Câți miei aveți pentru sacrificat de Paște? În jur de 150 de bucăți. Sunt pregătiți pentru Paște? Sunt suficient de mari sau vor mai crește până la Paște? Da, sperăm să mai crească până la Paște. Sperăm să fie bun, da, să ajungă la undeva de la 22-23 de kilograme medie. Cam care credeți că va fi prețul mieilor de Paște? Mă tem că nu prea o să fie diferit de cel de anul trecut. Adică? Undeva la, în jur, la 10 lei. Așa, 10-12 lei, că aici la noi nu s-a vândut mai în zonă. Nici nu prea am avut solicitări. Acesta a adăugat că în acest an fătările au fost târzii, astfel că miei sunt deocamdată mici. Să zicem că iarna n-a fost așa grea, dar totuși a fost consumul destul de mare și... Nu, un pic am fătările fost cam târzii, dar să sperăm că vor ajunge să fie bine. Referitor la intenția Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor de a interzice sacrificarea mieilor în spațiile amenajate la fel ca în anii precedenți, fermierul a precizat că aceasta este greșită. Eu nu cred că o să facă greșeala asta, pentru că cel mai bine mielul s-a vândut și pentru cumpărători, și pentru vânzători, și pentru cei care au trebuie să desfacă produsele, adică miei ca atare, e mai bine pe piață. Că omul merge și alege, vede care e situația, îl vede pe viu și nu văd ce impediment ar fi. Fermierul a adăugat că în cazul în care intenția Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor va fi pusă în aplicare, pe lângă faptul că aproape jumătate dintre miei nu vor putea fi vânduți, abatoarele îi vor prelua la un preț mult mai mic decât cel obținut pe piață, între 8 și 9 lei pe kilogram viu.